Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Încep cu multă bucurie acest dialog la care vă invit să participați și dumneavoastră, rămânându-ne fideli până la sfârșitul lui, întrucât e vorba de un invitat cu adevărat special. Ne face onoarea să fie prezent după foarte mulți ani în studioul televiziunii Trinitas, unul dintre cei mai rafinați oameni de cultură contemporani din România, originar din România, unul din profesorii universitari români recunoscuți pentru anvergura lor culturală, pentru amploarea operei lor, pentru adâncimea operei lor în Europa și în Statele Unite. Vă voi divulga curând numele domniei sale. Subiectul emisiunii noastre este unul de asemenea foarte interesant, foarte actual. Pledăm pentru actualitatea operei lui Gilbert Keith Chesterton. Despre acest uriaș apologet al creștinismului, un apologet modern, un om care prin opera lui a schimbat viața multora dintre cititorii săi, vom vorbi astăzi. Avem bucuria să avem și o traducere recentă dintr-o selecție de texte din opera sa, selecție pe care a făcut-o și ulterior a tradus-o domnul Cătălin Sturza, care de asemenea ne este alături. Așadar, despre Chesterton, despre creștinism, despre cum poate fi decodat creștinismul pentru omul contemporan în așa fel încât creștinismul să fie înțeles ca permanent actual și ca răscruce pentru viața fiecăruia dintre noi, vorbim astăzi cu domnul profesor Virgil Nemoianu, căruia îi spun din toată inima bun venit în emisiune. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit! Și domnului Cătălin Sturza, care, repet, are meritul de a fi selectat și tradus recent textele din volumul Dacă Dumnezeu nu ar exista, un volum de eseuri din opera impresionantă, de altfel, a lui Chesterton, despre care vom vorbi curând. Dar pentru că n-ați mai fost de mult în studioul Trinitas, domnule profesor Nemoianu, îngăduiți-mi să vă prezint telespectatorilor noștri atât cât pot eu, în câteva cuvinte. Sunteți unul dintre cărturarii români cei mai importanți de secol 20-21. Opera dumneavoastră a amprentat, ca să spun așa, zona filologiei române, a literelor, a literaturii engleze studiate în România, pentru că ați fost profesor la Catedra de Engleză a Universității Bucureștene. Ulterior ați fost profesor universitar în diferite centre americane, europene. Cea mai lungă carieră universitară ați avut-o, dacă nu mă înșel, la Catholic University of America, deci la Universitatea Catolică din Statele Unite. Bineînțeles, ați predat la universități din Londra, Cambridge, Amsterdam, Berkeley și ați conferențiat în zeci de universități europene și americane. Domnul profesor Nemoianu este un specialist în literatură engleză, cum spuneam, și teoria literaturii, dar operele domniei sale subîntind multe domenii. Este impresionant lucrul acesta pentru că e din ce în ce mai rar întâlnit. Domenii precum literatura română, literatura engleză, literatura americană, romantism european, raportul literaturii cu celelalte arte și cu știința, raportul dintre artă și societate și deloc în ultimul rând, religia, importanța religiei și a tradiției despre care domnul profesor Nemoianu are pagini absolut memorabile și despre acest lucru am discutat acum câțiva ani cu domnia sa când am avut ca subiect dinamismul tradiției înțeles evident în toate registrele sale. Dintre multele, foarte multele cărți ale domnului Nemoianu menționez doar câteva al căror titlu e prezent în mintea tuturor oamenilor cultivați din România. E vorba de Structuralismul, Calmul Valorilor, o sintagmă consacrată de domnul Nemoianu, Îmblânzirea Romantismului, O Teorie a Secundarului, Jocurile Divinității, un volum excepțional de neratat, ca să spun, pentru orice om cultivat, Tradiție și Libertate, Postmodernism și Identități Culturale, aș putea înșira foarte multe lucruri și aș fi putut aduce alături de mine opera aproape completă apărută recent într-o ediție foarte frumoasă la editura Spandugino, dar dacă le-aș fi adus pe toate aceste volume, mi-ar fi fost greu să mă mai vedeți avându-le în față.
Domnule profesor, vă mulțumesc încă o dată că sunteți prezent alături de noi și pentru că subiectul nostru este unul foarte concret. Personalitatea, opera unuia dintre cei mai sclipitori, scriitori ai secolului 20, un om a cărui luciditate a fost impecabilă și al cărui discernământ cultural și rafinament cultural au fost puse în slujba, în a doua parte a vieții lui măcar, în slujba apărării unor valori care, sigur, aparțin umanismului creștin, dar în primul rând aparțin creștinismului pur și simplu. Aș vrea să începeți dumneavoastră prin a ne spune cum v-ați întâlnit, ca să spun așa, cu opera lui Chesterton și ce v-a frapat în primul rând la ea. Nu mai aduc aminte cum am ajuns să mă interesez de persoana și opera lui Chesterton. Mă aduc însă aminte foarte bine, e de neuitat, cum am citit pentru întâia oară pe Chesterton. Eu am citit prima oară primul volum din Chesterton pe care l-am citit, a fost împrumutat de Mihai Șora din biblioteca lui, foarte mare pe atunci și la fel de mare și acum. Era o traducere în franceză, nu mai țin minte dacă era ortodoxie sau erezii, era unul dintre acestea, dar în orice caz el a avut amabilitatea să îmi împrumute, asta era prin 1957-1958 aproximativ, eu eram student cam în anul 2-3 la filologie, pe atunci, la filologie engleză, și când am început să îl citesc acasă, am fost atât de încântat că eram aproape extaziat. Țin minte că m-am ridicat și alergam în jurul mesei foarte mari la care citeam și strigam, da, da, reacționând în felul acesta la cele spuse în paginile din ce... Asta spune multe despre stilul lui, briliant evident, da. Maestru al paradoxului, da. Paradoxul fiind și miezul creștinismului, într-un fel. Eu cred că ăsta era motivul, într-adevăr, că era și modul în care el exprima aceste lucruri, dar și conținutul însuși, adică ceea ce spunea și cu care eu eram, mă vedeam în întregime de acord și eram foarte entuziast în la vârsta aceea de 18 ani, să zicem, cât aveam în momentul respectiv. Ulterior, am continuat să citesc, am căutat, am făcut rost și de alte cărți și cred că am fost cel din tâi care a tradus din Chesterton într-un volum de eseuri literare apărut la editura Univers și care, de fapt, în mod discret, era un volum subversiv. Conținea eseuri din Walter Pater, un critic și profesor universitar din secolul XIX din America, din Chesterton și din T.S. Eliot. În realitate, nu exista mare lucru în comun între acești oameni, decât faptul că erau toți împotriva artei cu tendință, a literaturii cu tendință, că erau toți în favoarea conținutului spiritual și a direcției spirituale pe care o are literatura implicit. Acum, din Chesterton de pildă, sigur, eu am ales foarte prudent, am ales lucrurile care erau de critică literară, latura asta a lui care era de critică literară. Nu am căutat cele care erau fățiși și agresiv creștine sau polemic. Percepute așa, da, în perioada respectivă. Sau percepute, da, și percepute în felul ăsta și intenționate de fapt de el în felul acesta. Deci eu am căutat să le aleg pe cele care
erau mai neutre din acest punct de vedere. Da, oricum cei trei mari scriitori pe care i-ați menționat erau toți, da, ca să spun așa, avocați geniali ai tradiției și ai libertății. Sigur, sigur. Acesta e una din temele de care și dumneavoastră v-ați ocupat. Și o să revin imediat la domnia voastră, stimate domnule profesor. Mă îndrept spre domnul Sturza pentru a-l întreba de ce ați ales să îl traduceți pe Chesterton, de ce vi se pare important să apară și să fie citită în limba română opera acestui uriaș scriitor de altfel. Ca și domnul profesor Nemoianu, alături de care sunt foarte onorat să apar și să purtăm această discuție despre noul volum de eseuri din opera lui Chesterton, Dacă Dumnezeu n-ar exista, cred că am avut o reacție foarte asemănătoare și atunci când l-am descoperit pe Chesterton, dar și pe parcurs când am cules din diverse locuri aceste eseuri. Este o antologie care abordează niște teme extrem de actuale ale, să spunem, bătăliilor culturale contemporane, bătălii care în timpul lui Chesterton de-abia erau incipiente, dar Chesterton totuși a avut niște intuiții extraordinare atunci și a anticipat cumva, aș spune, în multe privințe mersul lucrurilor și tendințele încotro se îndreptau aceste erezii ale vremurilor sale, nu? Erezii culturale, intelectuale, dar nu doar intelectuale, putem să le spunem. El e un apărător al ideii că, de fapt, filozofiile și ideile abstracte au consecințe concrete și că ele schimbă lumea și o pot schimba în bine sau în rău. În sensul acesta folosesc cuvântul de eretic sau de erezie. În acest sens a fost un critic acerb și foarte, foarte rafinat, atât al nazismului cât și al socialismului. Exact, apropo, exact. De... Și al capitalismului. Și al capitalismului din timpul său. Mai ales al revoluției industriale și al felului cum revoluția industrială distrugea această instituție a familiei, punându-l pe tată să lucreze într-o fabrică la câteva ore distanță de casă, punându-o pe mama să lucreze iarăși într-o spălătorie la alte câteva ore distanță de casă și pe copii dându-i în grija unor institutori despre care Chesterton spune că niciodată nu vor fi la fel de buni, competenți, grijulii, iubitori precum părinții lor. Așadar, temele majore ale volumului, care ar fi? Temele majore sunt cele, aș spune, printre cele mai actuale din ziua de astăzi. Familia, apărarea instituției familiei în fața acestor inamici ai familiei, cum îi numește Chesterton, socialismul, dar și o formă agresivă a capitalismului modern și fascismul. O altă temă este educația copiilor. Nu? Multe prejudecăți legate de educație, multe experimente pe care le vedem în continuare în educație, care dau rezultate nefaste de multe ori. O altă temă este cea a istoriei și a acestei bătălii de pe câmpul istoriografiei. Chesterton spune că mai sunt foarte puțini istorici care să scrie, de fapt, istorie în vremurile lui și cu atât mai mult în zilele deci noastre. Deci tema ignoranței în materie de istoria civilizației și de istoria creștinismului mai ales. Și ignoranță, în reavoință mai ales în tratarea istoriei creștinismului, dar și tezism, adică o istorie tezistă care, de fapt, susține o anumită perspectivă sau moft ideologic, cum îi spune domnul profesor Nemoianu. O altă temă foarte, să spunem, comună sau dragă lui Chesterton este aceea a credinței religioase și a toleranței față de alte religii, dar și conceptul de toleranță în general este discutat de Chesterton. O altă temă este cea a științei, raportul dintre știință și religie și transformarea științei într-o religie, într-o formă quasi religioasă. Tema păcatelor. Tema păcatului originar, pe care mulți filozofi moderni contemporani îl neagă și îl spune nu poți să negi păcatul original pe baza unor dovezi arheologice sau istorice, este ceva aberant. Nu se găsesc dovezi despre așa ceva și el vine cu argumentele teologice
și morale care susțin această idee. Tema filozofiei, bineînțeles, în sens foarte larg. Și a relevanței ei astăzi. Relevanța ei aici astăzi. Domnul profesor Nemoianu ne poate spune lucruri evident substanțiale. Relevanța gândirii frumos amprentate de vizitarea rădăcinilor istoriei culturale, adică a tradiției. Da. Și revenim la o temă uriașă și mereu actuală, într-adevăr, actualitatea tradiției. Chesterton, alături de alți mari gânditori și oameni foarte rafinați, a pledat permanent pentru întoarcerea cu luciditate spre rădăcinile culturii, spre rădăcinile gândirii europene. Și inevitabil ajungem la creștinism, nu? Da. Aici aș vrea să rezum cumva cele spuse de Cătălin Sturza, și anume să subliniez faptul că Chesterton, deși pare un exclusiv tradiționalist și foarte energic conservator, în realitate, din punct de vedere politic, era de fapt de partea Partidului Liberal în Anglia. Ideile lui nu erau conservatoare. El era împotriva imperialismului, era împotriva societății de consum, carteluri, monopoluri, toate lucrurile de felul ăsta, el îi se păreau ca fiind negative și destructive. Așa, și deci, dacă pe de o parte, din punct de vedere a valorilor spirituale, era un tradiționalist, din punct de vedere politic concret, ăsta este și motivul pentru care el, împreună cu Hilaire Belloc și împreună cu fratele său Cecil, au alcătuit un partid care n-a avut niciun fel de impact, adică n-a ajuns în Parlament și așa mai departe, dar care totuși a reușit să influențeze un număr de oameni pe care ei l-au numit o ideologie distributistă. Mm-hmm. Adică o producție mică și mijlocie la nivelul agriculturii, dar și al industriei, a meseriilor și așa mai departe. El era, deci, pentru asta atât împotriva socialismului, cât și împotriva capitalismului. Era pentru un soi de linie de mijloc și acum el lega acest lucru tocmai de tradiția creștină și catolică, dar creștină în general. Mereu favorabilă cuceririlor științei și modernizării. Da, sigur. Nu era deci ostilă în acest fel cumva progresului sau emancipării și așa mai departe. El era însă împotriva acțiunilor de cucerire, de extindere, de nu știu ce. De pildă, când Anglia a intrat în război cu Africa de Sud, care era pe atunci independentă, el a fost foarte zdruncinat și a vorbit cu glas puternic împotriva acestei acțiuni a Imperiului Britanic. Sigur că el a fost, da. În ce privește comunismul, acum, el nu l-a cunoscut prea bine, adică n-a intrat prea mult în legătură cu aceste lucruri, nu le-a perceput integral. Dar sigur că era împotriva acestuia și a nazismului de asemenea. Aici să ținem seama că el moare în 1936, deci nazismul încă nu își desfășurase toată panoplia sa de lucruri negative pe care le-a produs ulterior. Aici aș face o mică completare. Mă rog. Este primul care scrie o carte despre eugenie. Se cheamă, da, Eugenia și alte rele, care la vremea aceea era o filozofie foarte cutting edge, foarte la modă. Cum ar veni toată intelectualitatea se aliniază într-un fel sau altul în spatele acestei filozofii. Chesterton este singurul
care vine înainte ca eugenia să fie compromisă de ororile Holocaustului nazist și desfințează pe baze filozofice această ideologie eugenică. Da. Orice om inspirat și foarte cultivat și foarte onest, aș spune că onestitatea intelectuală e o trăsătură a lui Chesterton, da, ceea ce nu e atât de des întâlnit în lumea intelectuală. Am reținut din descrierea făcută anterior de domnul profesor o trăsătură paradoxală, cum altfel, a lui Chesterton, care, deși conservator în sensul cel mai înalt al termenului, pentru că era un om perfect conștient de inevitabilitatea păstrării rădăcinilor creștine în cultură și civilizație, era în același timp întors cu fața spre viitor, adică un autentic creștin care nu e un paseist în definiție, ci e un om lucid și realist. Aș spune că realismul e o altă trăsătură a unui spirit precum al lui Chesterton. Categoric. Și el de altfel chiar subliniază lucrul ăsta, adică acest accent pe realitate, pe concret. Exact. Și ceea ce mă impresionează și aș vrea să dezvoltați dumneavoastră este că un intelectual de talia lui Chesterton sau C.S. Lewis sau Hans Urs von Balthasar, despre care domnul profesor a scris, despre toți acești mari oameni ai culturii europene, sunt oameni care pot să înțeleagă necesitatea dogmei atât de blamată în modernitate. Chesterton vorbește despre importanța fundamentală a tainei, a misterului, care nu poate fi exprimată decât dogmatic, dar nu dogmatic în sensul de obtuz, ci prin dogmele creștinismului. Ce-ar fi de spus despre asta? Da, aici este limpede că pentru el tradiția se concretizează în niște realități, adică pentru el dogma este o exprimare de curge din însăși contactul uman cu realitatea. Este acest raport special. Revelată. Da. Este acest raport, da, realitatea relevată, dar și revelată, da, dar și cu realitatea foarte concretă, palpabilă. Aceste lucruri, pentru el nu există o linie despărțitoare între ele. Ele fac parte dintr-un anumit nivel care este incontestabil și care a fi negat înseamnă, de fapt, a ceva foarte periculos pentru ființa umană, în un fel de ruptură a ei și un fel de părăsire a continuităților sale. Iar Chesterton vede dogmele chiar ca pe un zid de apărare al civilizației, al societății. Da. Creștine și nu numai al lumii civilizate, care în momentul în care este dărâmat sau în momentul în care ieși în afara acestui zid, acolo în afară pândesc pericole extrem de... Dogmele ca geamanduri, dincolo de care, sigur... Sigur. Deci pândesc forțe și erezia chiar ca forță distructivă, ca forță distructivă a civilizației. Așa și apare că vedem în ziua de astăzi. Volumul Ortodoxia, care sigur trebuie înțeleasă. El însuși spune că a fost nemulțumit de acest titlu, dar până la urmă a rămas la el, întrucât apără Ortodoxia ca dreaptă credință izvorâtă din doctrina Bisericii Apostolice, ceea ce e foarte important de spus. Da? E unul dintre cei care a intuit lucrul acesta. Exact. Da. Despre Chesterton ca om, cei care nu-l cunosc deloc, ar fi bine să afle ce altitudine intelectuală avea omul despre care vorbim astăzi. Dacă vă gândiți la el, cum l-ați descrie, domnule profesor? El era un excentric în comportări și mai departe. Nu a intrat în societăți, academii sau lucruri de acest fel, ci și-a păstrat o anumită independență atât de gândire, cât și de comportare, cât și în stilul său de viață și mai departe. Aproape că ai putea spune că era ca un fel de hippie înainte de apariția acestei mișcări. Deci
incontestabil face parte din acest fel de... Și așa a fost și perceput, dar a fost în același timp admirat de un număr extrem de mare de oameni de toate orientările posibile. Adică era unghiul său de autor de romane polițiste și a fost numit conducător onorific al societății de autori de romane polițiste din Anglia. De asemenea, oamenii cu care el intra în conflict, să zicem, așa cum ar fi oameni însemnați, cum ar fi H.G. Wells și, sigur, mai ales Bernard Shaw, îl respectau și ajungeau și au rămas în relații amicale cu el, în pofida dezacordurilor ideologice și filozofice care existau între ei și a stilului de viață, nu? Cine tot nimeni nu s-a gândit că să fie numit... Pe mine m-a frapat foarte mult odată când la Catholic University am invitat pe unul din cei mai mari critici americani, Hugh Kenner, și acesta a vorbit despre Chesterton și a spus, dom'le, noi trebuie să-l privim pe el ca pe unul din ultimii mari, ca ultimul mare profet victorian. Adică face parte din această serie din care au fost Carlyle, Ruskin, da, și alte figuri cu totul majore, John Stuart Mill, și care aveau de altfel idei complet diferite de ale lui Chesterton. Dar Chesterton trebuie privit în acest fel, ca intrând în seria marilor profeți victorieni. Deci, în felul ăsta, chiar și fizic vorbind, el era... Altfel, era un om aproape uriaș, am putea spune, nu? Aproape de 2 metri și masiv, supraponderal și mai departe. Probabil din cauza asta a și murit relativ tânăr. Da, îi plăcea să mănânce și să bea și așa mai departe. Deci avea categoric excentricitățile lui, care, tocmai dacă le pui în legătură cu ceea ce a scris și cu cantitatea enormă a celor scrise de el și varietatea, a scris și piese de teatru, a scris și romane și novele, plus critica literară și lucrările quasi-filozofice și cele de apologetică, să zicem, și de, am putea spune, aproape teologice pe care le-a scris așa. Deci sunt foarte multe unghiuri și laturi ale acestea. Un scriitor prolific. Da. Aș menționa doar câteva titluri apărute și în limba română. Ereticii, Omul care era joi, Ortodoxia, o filosofie personală, Hanul zburător și capodopera sa numit așa, Omul etern, care, înțeleg, domnule Sturza, vă interesează în calitate de eventual traducător al acestui text. M-am încumetat să încep o nouă traducere, pentru că cred că e o carte absolut esențială. Dincolo de ce spunea domnul profesor, aș introduce ideea bonomiei lui Chesterton, care cred că are legătură și cu credința lui creștină profundă, incontestabilă. Era un om, a fost un scriitor care a apărat, în general, valori ale bunului simț și valori ale credinței. L-a apărat pe omul obișnuit, pe omul sărman. Era un om căruia chiar îi păsa de celălalt, de aproapele lui. Ceea ce arată că o cultură creștină asimilată, metabolizată, te transformă într-adevăr în cineva care poate să mângâie pe cei din jur prin vorbă, cuvânt, gest și așa mai departe. Cu tot adevărat, el nu era deloc un fel, să zicem, slugarnic față de
straturile astea aristocratice care în Anglia, cel puțin în Anglia din acea vreme, aveau o mare pondere în judecăți, chiar și în cele literare și așa mai departe. Nu, el era împotriva acestor lucruri și, într-adevăr, era dedicat aproape omului de rând și bunului simț natural care există înrădăcinat în acești oameni simpli. Chesterton este un anti-autoritarist, un apărător al omului de rând, în primul rând, și are multe eseuri în care apără copiii, mai ales copiii muncitorilor, clasei muncitoare, îi apără pe cei sărmani, pe cei mai vulnerabili, cum spunem astăzi, lipsiți de apărare, da, fără să fie un socialist, adică fără să facă asta de pe pozițiile socialismului pe care îl și combate în multe eseuri. E suficient să rămâi pe pozițiile creștinismului. Desigur, nu e nevoie să părăsești această zonă aristocratică a moralei umanității. De ce aceste teme revin ca foarte importante, intuite de Chesterton ca teme care trebuie apărate? În vremea lui, totuși, familia, să zicem, nu era atât de atacată de ideologia ale vremii cum a ajuns astăzi. Totuși, el intuiește că zdruncinarea familiei, atacarea ei, subminarea ei, la care suntem martori astăzi, e ceva dezastruos în consecințe. La fel, lupta împotriva credinței, care e un factor prin excelență de coeziune umană și nu numai, nu putem intra în tema uriașă a credinței atât de simplu. Dar, dincolo de aceste teme, ați mai putea desprinde și altele majore pentru gândirea lui Chesterton, domnule profesor? Da, sigur că da. Îl interesa foarte mult raportul cu știința. Și îl interesa cum putem înțelege mai bine tradiția. El, sigur, era un tradiționalist în general, dar asta, acest termen simplifică puțin, pentru că el era un tradiționalist selectiv. El avea autori din, să zicem, din literatura engleză, pe care el îi sublinia ca fiind importanți, nu? Adică Chaucer, Shakespeare, Dickens și mai puțin cunoscuți ca William Cobbett, de pildă, și alți câțiva. Așa, era foarte interesant, deci, că el îi sublinia pe acești oameni. Și pe Shakespeare, acum, în ultimii, să zicem, 10-20 de ani, se subliniază totuși caracterul catolic a lui Shakespeare într-o perioadă în care lucrul ăsta era suspect și nu era bine privit. Dar el îl alege pe Shakespeare simțind parcă acolo că această viziune despre Shakespeare, care acum începe să se generalizeze, este cea adevărată. Da, oricum de reținut această selecție pe care o face cineva ca Chesterton, întrucât autorii la care el se oprește sunt cu siguranță autori care chiar au ceva de spus permanent prin opera lor. Și de pildă, să vă întrerup puțin aici, de pildă și atitudinea lui anti-aristocratică este legată puțin de religie. El consideră că actuala aristocrație engleză descinde din slugile sau dependenții lui Henric al VIII-lea, care a introdus reforma protestantă în Anglia. Spune, da, pe ăștia îi considerați aristocrații, ăștia nu sunt cei adevărați, adică nu, ei nu țin aristocrația engleză, e ceva ce ține de cruciade, ține de perioada medievală, ori
sunt foarte puțini aristocrați engleși care să-și aibă rădăcinile în această parte. În subtext, autentica aristocrație e cea spirituală, până la urmă. Cea morală și nu cea formală, ca să spun așa. Și apropo, ca să revenim un pic la temele de atunci și temele de acum, trebuie să spunem totuși că și în vremea lui Chesterton apăruseră unele lucruri care erau cu totul și cu totul ieșite din comun și, cum am spune, outrageous, nu? Erau de neconceput, chiar pentru un intelect format în mediul victorian. De exemplu, una din feministele vremii respective care promova și acest curent eugenic, era și una din primele promotoare ale contracepției care mergea până la avort, deși considera avortul un lucru abominabil și o crimă, dar îl propunea doar pentru anumite categorii sociale, de exemplu pentru catolici, pentru persoane de culoare, pentru evrei. Pentru catolici, interesantă propunere. Pentru catolici, ei ar fi trebuit să fie primii beneficiari. De fapt, curentul acesta, susținut și de H.G. Wells la un moment dat, propunea o purificare a societății, nu? De toate elementele reacționare sau de elementele care erau neconforme cu un standard al sănătății. Nu, naziștii au avut acest standard al frumuseții sănătății sau cu un standard ideologic. Și de fapt, toate curentele extremiste ale secolului 20 au făcut purări succesive ale celor care nu erau suficient de puriști ideologic. Ei bine, Chesterton o combate și pe acest Mary Stopes, combate acest curent care... Conștient de nocivitatea lui și este printre cei care văd cel mai clar și cât de, cum să spun, până la urmă destructive sunt aceste lucruri. În acel moment urma ascensiunea naziștilor doar după câțiva ani de la apariția cărții lui Chesterton, dar și rezultatele pe termen lung asupra acestei culturi europene, care din păcate au apărut. Da. Aș spune că a văzut foarte corect. Domnule profesor, cuiva ca Chesterton, ca C.S. Lewis și mulți alții de care dumneavoastră vă ocupați, tocmai răsfoiam acest volum în care e inclus un volum apărut în mai multe variante, Jocurile Divinității, repet, o carte fundamentală a domnului profesor Nemoianu, una dintre ele, cuiva ca Chesterton îi datorăm o idee care trebuie mereu cultivată, cred. A nu cunoaște, a refuza să cunoști istoria reală a civilizației europene, istoria creștinismului, te transformă într-un bigot progresist, ca să spun așa. Cred că e o maladie a timpurilor noastre, această ignoranță culturală și religioasă, care are ca efect disprețuirea creștinismului și idolatrizarea a ceea ce a însemnat, ca să spun așa, Revoluția franceză și mentalitatea care se desprinde în Europa după aceea, mentalitate în care tot ce are legătură cu religia e discutabil, tot ce are legătură cu creștinismul e desuet. Există această mentalitate și acum, pe care o frecventează și în care se instalează într-un mod provincial culturalmente oameni care atacă creștinismul, neținând cont că de fapt marile spirite ale omenirii nu l-au ignorat, ci chiar l-au tradus, l-au decodificat într-o cheie culturală care te onorează dacă o posezi. Da. Vedeți, el, impresia mea este că el intuia că ceea ce dumneavoastră numiți ignoranță era de fapt un început de construcție a unei religii alternative, rivale, a unei religii materialiste, religii de asta dată între ghilimele. O pseudo-religie. Da. Și care la ora actuală se extinde și este, am putea spune, aproape dominantă, cel puțin în emisfera nordică a planetei noastre. În sfârșit, oarecum la limită, dar de a spune aproape. Pe vremea lui Chesterton, lucrurile astea de-abia erau incipiente, erau sugerate numai, erau niște schițate. Dar
el, Chesterton, simțea, intuia că aici se începe să se construiască ceva foarte periculos, ceva foarte destructiv și așa mai departe. Și de aici opoziția lui, care este punctuală, adică el atacă anumite aspecte, anumite unghiuri ale acestei pseudo-religii alternative care începea să se constituie și începea să facă eforturi de a ajunge dominantă în lume. Da, paradoxul este că realist cu adevărat este un om credincios, nu un om raționalist. Nu? Cred că lui aparține gândul acesta că nebunul își pierde multe mai puțin rațiunea, apropo de idolatrizarea rațiunii. Da. Nebunul este coerent în propria nebunie și spune acesta, doamne, are chiar o metaforă în ortodoxia în care spune nebunul e precum cineva care se închide într-o cutiuță de carton, pictează pe pereții cutiei cerul și stelele și crede că aceea este realitatea și ceea ce este universul. Fără îndoială. Ne apropiem de sfârșitul acestui dialog. Revenind la titlul acestui volum pe care, sigur, îl recomandăm călduros, ați ales titlul unuia dintre eseurile conținute în el, Dacă Dumnezeu nu ar exista. Și mi-aduce aminte acest titlu de un alt paradox formulat de Chesterton, Dacă Dumnezeu nu ar exista, nu ar exista nici ateii. Desigur. De fapt, cam acela este eseul care dă titlul volumului, dar nu vreau neapărat să decodificăm cititorilor. Așadar, ateii ar trebui să poarte un sentiment de gratitudine existenței lui Dumnezeu, pentru care legătură cu existența lor cu, proprie. Cu siguranță. Și Chesterton chiar spune, marea drama ateului este atunci când acelui care neagă total existența divinității, este atunci când vrea să fie recunoscător și nu are cui să mulțumească. Da. Mai avem timp pentru niște concluzii. Domnule profesor Nemoianu, de ce n-ar trebui să ratăm întâlnirea cu scrierile lui Chesterton? Până la urmă, la ce nivel ne îmbogățește frecventarea operei lui? Eu cred că treptat există un efort din partea comunității academice de a îl include pe Chesterton totuși în canonul literaturii. Există anumite gesturi în această direcție. Nu zic că s-a ajuns la vreo concluzie în cele din urmă, dar totuși mișcarea este în această direcție. Deci ăsta ar fi un lucru pozitiv pe care îl putem spune. De ce este el important? Pentru că, pe de altă parte, adică din punct de vedere, să zicem, strict literar, în primul rând pentru că este un critic literar admirabil, adică măsura în care el cunoaște opera lui Dickens, de pildă, este aproape inegalabilă. Mi-e greu să aduc exemple de oameni care să egaleze gradul de cunoaștere al său. Asta ar fi un autor din numeroși alții. Deci ăsta ar fi un aspect. Acum, în materie de literatură propriu-zis, cartea pe care a tradus-o amicul nostru Cătălin Sturza este un roman foarte interesant și de fapt ține de modernism și de postmodernism. Omul este, care era joi. Da. Un thriller metafizic. Este un pas în această direcție. Și nici poeziile lui nu sunt de lepădat. Adică poezia, de pildă, mă rog, i-aș zice epopeea, Balada Calului Alb, este cu totul remarcabilă și interesantă și din punct de vedere ideologic, pentru că reprezintă, adică el merge atât de departe îndărât la rădăcini, încât apără o Anglie premedievală, să zicem, acolo, și într-un mod foarte interesant și care te pune
pe gânduri. Vreau să spun că această operă enormă trebuie citită și ea selectiv și trebuie văzut, el e destul de echilibrat, de exemplu, și nu, a scris monografii pozitive atât despre Sfântul Toma de Aquino, cât și despre Sfântul Francesc de Assisi, care sunt două tipuri diferite de religiozitate, da. Și el totuși găsea elemente extrem de pozitive atât la unul cât și la celălalt. Ori ăsta de asemenea este un lucru interesant și chiar teologii, să zicem, strict catolici, nu izbutesc totdeauna să găsească acest echilibru pe care Chesterton reușea să îl realizeze. Iar definiția în omul etern a lui Hristos este cu totul remarcabilă. Adică este, și de fapt, aș spune, este unică în felul ei. Deci, vreau să spun că citind această operă atât de amplă, se poate în mod selectiv decide că anumite lucrări, anumite părți ale ei trebuie și pot să fie incluse în canonul, în, da, înțelegerea canonică a literaturii engleze, predarea universitară și așa mai departe. Deci ar trebui, ne-o spune, unul dintre cei mai redutabili, mai profunzi critici literari ai vremii noastre, domnul Nemoianu, ar trebui să... Și ai lumii academice de limba engleză. Academice de limba engleză. Ar trebui ca universitarii noștri să-și întoarcă privirile spre spirite, precum al lui Chesterton, pentru că, nu știu dacă dumneavoastră sau altcineva spunea că rămâne totuși un scriitor nedreptățit cumva astăzi, cu siguranță. Nu suficient frecventat, aș spune chiar deliberat marginalizat, tocmai pentru că e un scriitor incomod prin faptul că se raportează cu maximă onestitate, deci cu maximă libertate față de probleme ale vremii lui, devenite și ale vremii noastre într-un grad mult mai intens, în sensul că a fost un critic a ceea ce se numește trend, a ceea ce se numește modă culturală, ideologică și cred că de aceea e foarte important și actual și astăzi. Ați atins un punct extrem de important, adică la Chesterton ceea ce place foarte mult este libertatea gândirii. Adică lui nu-i pasă că alții sau că majoritatea spun anumite lucruri, el merge și spune ceea ce crede și justifică și apără anumite lucruri importante care sunt atât de importante că sunt lăsate deoparte. Și le apără și într-o formă artistică de cele mai multe ori la nivelul cel mai înalt, deși el este un jurnalist sau se consideră un jurnalist, da. Dar aș spune că Chesterton de fapt nu e în realitate un jurnalist, este un foarte mare scriitor. Unde sunt jurnaliștii de altă dată și unde este jurnalismul de talia lui Chesterton astăzi? Vă mulțumesc din toată inima pentru participarea la această emisiune pe care am dedicat-o lui Chesterton, acest... Eu vă mulțumesc. Uriaș apologet modern al creștinismului, trebuie citit, la fel ca C.S. Lewis, ca autori, repet, de un rafinament cultural uriaș și sunt cu atât mai importanți cu cât ei în opera lor livrează astăzi argumente de o calitate intelectuală necesară pentru a duce această luptă cu ideologiile vremii noastre. Dacă mai vreți să adăugați ceva legat de volumul acesta, domnule Sturza... Și îi mulțumesc domnului profesor Virgil Nemoianu. Aș mai adăuga doar că prefața este semnată de un alt nume foarte important, să spunem, cunoscut al criticii contemporane de limba engleză, Joseph Pearce, și unul dintre cei mai importanți exegeți ai operei lui Chesterton. Și invit pe...
toți cei care urmăresc emisiunea noastră să caute online acest volum, Dacă Dumnezeu nu ar exista și alte eseuri, o antologie apărută foarte recent la editura Contramontul. De asemenea, să caute cei care ne urmăresc scrierile domnului Virgil Nemoianu. Repet, au apărut într-o ediție superbă, bibliofilă, o pot numi, la editura Spandugino. Am în mână doar unul dintre cele 10 volume apărute deja, care e dedicat literaturii, societății, religiei și în care este cuprins acest volum Jocurile Divinității. Vă mulțumesc din toată inima. Noi vă mulțumim. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit, sper, până la sfârșit și dacă îl veți citi pe Chesterton, veți descoperi în el nu doar un autor deosebit de profund care vă va livra argumente în favoarea creștinismului, în favoarea înțelegerii creștinismului astăzi la un nivel pe care omul contemporan l-a atins prin rafinament intelectual. E un autor care, de asemenea, vă va face să zâmbiți pentru că e un maestru al paradoxului și să nu uităm, inclusiv, paradoxul este în miezul creștinismului pentru că învierea lui Hristos este cea care a fertilizat ceea ce s-a numit ulterior cultură și civilizație creștină. Vă mulțumesc foarte mult!